Domnul că e tânăr și are tot viitorul în față. Spuneați că la casa lui Pandele patrulează... Patrulează poliția locală! Au rondul de dimineață... De voluntari sau din București? Voluntari! Rondul de după amiază și rondul de seară! Să asigure și liniștea boierilor. Liniștea familiei. Ar trebui domnul Pandele să pună mâna să plătească poliția locală, că pe el îl păzește, nu oamenii. Pe el îl păzește de dimineață până seara e poliția. Da, îl păzește. De ce e frică? Că nu de acum, de o săptămână e treaba asta. A. Din totdeauna i-a fost frică de oameni. Și el mai zice că bunul Dumnezeu și că mă, când îl auzi îți vine nu știu ce să sări poperesc din cauza lui. Cum mai amintește de Dumnezeu? La ce Dumnezeu să închină el? La ce Dumnezeu să închină el? Eu nu știu Pandele ăsta. El zice că n-a știut, n-a auzit. Vai de mine, cum să nu... Da, locuiește la 200 de metri de asilul Groazii. 200 de metri, eu cred că auzi și țipetele oamenilor de acolo. Cum să nu știe? Stai tu la 200... Nu știu eu ce se întâmplă la 200 de metri de casa mea. Păi cum să nu știu? Știu foarte bine. E și el cu el. E clanul lui care lucrează. În tot voluntariu, numai clanul lui e. Nu mai are loc nimeni de el. Dacă nu te ai bine cu Pandele, zbor din voluntari. Ăsta e voluntarul. Aici s-a ajuns. De asta zic. Soarele mai alege lumea. Să scăpăm de clanurile mafiote. Păi ce face? De Covioasa, Paraschiva, vreo 150 de autocare... Umple cu tot felul, nu mai zic așa, și îi duce la Cuvioasa Paraschiva, îi duce pe la Moaște, pe peste tot, și ăia-l votează. Nu mai zic pungi cu alimente și din astea, e la liber. Mită electorală, da? Mită electorală și face tot felul de vârteni. Trebuie să-i se dai odată. Trebuie. Ce-a spus la asta, se adăugă la România, te vrem pușcă? Da. A vine nou, bine.